Bărbatul care a amenințat cu moartea un judecător brașovean printr-o scrisoare a fost condamnat definitiv la patru luni de închisoare cu amânare pentru ultraj judiciar, având termen de supraveghere de doi ani. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, bărbatul are interzis să comunice cu femeia amenințată cu moartea sau cu familia ei pe o perioadă de 2 ani. Tot în acest interval de timp, el nu va avea voie să dețină, să folosească sau să poarte vreo categorie de arme, scrie mytex.ro. În plus, în această perioadă de supraveghere, va trebui să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate, să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea lui și să anunțe în prealabil schimbarea locuinței sau orice deplasare care depășește 5 zile. Amintim că, la început, dosarul de ultraj judiciar a fost înregistrat la judecătoria Brașov, apoi a fost trimis spre soluționare la judecătoria Zărnești.